Rubrica la ordinea zilei de astăzi discutăm despre medicină și creștinism. Să știți că, într-adevăr, creștinismul a avut un rol foarte important în dezvoltarea medicinei, chiar dacă mulți nu se gândesc la o astfel de legătură. Recent am citit o serie de articole semnate de profesor universitar dr. Vasilea Străstoaie, fost rector al Universității de Medicină din Iași și fost președinte al Colegiului Medicilor din România, exact pe acest subiect. Am avut onoarea să-i adresez invitația de a fi prezent în emisiunea noastră, la care a răspuns: domnule profesor, bine ați venit în emisiunea La Ordinea Zilei. Bine v-am găsit. Și mie mă onorează faptul că am fost invitat în emisiunea dumneavoastră. Nu știu dacă ați observat, eu de regulă de un an și jumătate am refuzat în afară de acele emisiuni care sunt serioase. Restul nu m-ați mai văzut de un an și jumătate la televiziune, pentru că n-are niciun rost, pierd timpul, și numai atunci când simt că cei care ascultă o asemenea emisiune pot să perceapă mesajul care îl transmit, accept. Mulțumesc, ăsta e un compliment pentru noi, mulțumesc frumos. Înainte de a intra în subiectul cu medicina și creștinismul, încă o dată felicitări pentru abordare. Aș vrea să facem așa 2-3 minute să vorbim despre criza corona. Am mai avut un interviu la începutul crizei, cred că în 2020, în care erați nu corona sceptic, să spun, ci mi s-a părut o poziție echilibrată. Nu erați foarte peste măsură de îngrijorat de corona, cu toate că ați spus că avea și noastră comorbidități, etc. Oarecum privim în urmă criza corona, așa dintr-o dată, când a început războiul în Ucraina, s-au terminat știrile la televizor despre corona. Cum ați comenta, așa 2-3 minute, uitându-ne în urmă la criza corona? Criza corona, de fapt, arată criza din societatea contemporană, care este caracterizată printr-un secularism agresiv. Un secularism agresiv. Și în aceste condiții, în momentul în care a apărut un nou virus, cum a mai apărut nu știu de câte ori, lumea a văzut că tot ceea ce s-a spus și siguranța pe care le-o dădea nouul idol, care era știință, pe care noi deja am fetișizat-o și nimeni nu mai are o abordare critică, s-a înspăimântat, pentru că există această frică de moarte, ne însoțește toată viața, s-a înspăimântat, iar a mai dovedit ce înseamnă o abordare strict scientificistă. Adică numai, că spunem că numai științele și numai științele exacte acolo ne dau soluții, comparativ cu o abordare holistică care trebuie să țină cont de toate elementele ce țin de sănătate. Pentru că sănătatea nu înseamnă absența bolii sau absența unui handicap. Sănătatea înseamnă starea de bine somatic, deci fizic, psihic, spiritual, cultural, economic. Nu-i definiția mea, s-au dat-o OMS-ul, numai că au uitat de această definiție de momentul în care au dat-o. Și s-a văzut că măsurile au fost luate, să spunem, printr-o abordare pe care în medicina bazată pe dovezi, pe care noi tot o clamăm acum, este pe ultimul loc, e opinia experților. În medicina bazată pe dovezi avem o ierarhizare și pe ultimul loc este opinia experților. Combinată de această opinia experților cu, să spunem, politicianismul și frica politicienilor de a lua niște măsuri raționale, am ajuns unde am ajuns. Pentru că eu sunt convins că dacă măsurile ar fi fost raționale și dacă măsurile ar fi fost acceptate de către populație, morbiditatea și mortalitatea ar fi fost mult mai mică în COVID-19. Pentru că s-au luat, de exemplu, lockdown. Noi vorbim despre carantină. Deci carantina nu vindecă nicio boală. Carantina trebuie să fie luată pe termen scurt, ca sistemul de sănătate să se dezmeticească în fața unei noi provocări și să ia măsurile. Deci tot de deci carantina. N-am văzut meta-analize care să spune că este, să spunem, standardul de aur în medicina bazată pe dovezi, n-am văzut nicio meta-analiză făcută pe tratamentele care trebuie. Iar măsurile care au fost chiar absurde nu puteau să nu fie criticate. De exemplu, să nu mergi la biserică. S-a dovedit că niciun focar n-a fost din biserică. Să nu mergi prin parcuri. Să nu mergi prin parcuri.
Ori din potrivă, trebuie să crești starea de, să spunem, de confort fizic prin aceste plimbări. Să nu mergi noaptea, ca și cum virusul s-ar fi aglomerat noaptea și atunci ei sunt păsări de noapte și atacă. Și ce se mai... Ceea ce m-a revoltat cel mai mult cele care m-au revoltat. Au fost două lucruri. Unu, internarea asimptomaticilor, în așa fel încât dacă erau, care până acum se chemau purtători sănătoși, purtători sănătoși de stafilococ. Fauci a inventat aceste din greșeală, a trimis într-un mail și toată lumea l-a preluat fără să-l definească ce înseamnă asimptomatic. Că n-ai simptome, ai boala sau n-ai boala, să ești numai purtător de virus sau faci o boală de o gravitate atât de mică încât nu se observă. Și al doilea lucru, modul în care au fost înmormântate acolo. Aduceți-vă aminte, eu n-am să uit niciodată primele înmormântări de la Suceava, în care în acei saci negri, aruncați ca leproși, nici leproși cred că nu erau aruncați așa, din acei saci, care nu erau însoțiți de nimeni, și slujba religioasă acolo făcută de la distanță, nu înțeleg cum să o faci, și sunau telefoanele, zgomotele alea le aud și acum în ureche, și de aia de câte ori n-am vrut să mai comentez despre pandemie, pentru că de câte ori mi se ridică sângele în cap și întreb cine va răspunde pentru panica care a fost creată. Pentru această panică a avut repercusiuni economice. Am spus din martie 2020 că măsurile trebuie să fie raționale, că trebuie oamenii să trăiască, că trebuie oamenii în continuare să se bucure, pentru că omul este un animal social, că vor apare alte boli, aceste boli psihosomatice. Și de răspuns a fost că sunt conspiraționist, ce mai, nu mai știu câte acolo. A spus că cine a avut urechi de auzit, a auzit. Restul nu vor să audă, este treaba lor. Iar argumentele n-au fost, să spunem, științifice, contraargumentele. Argumentele au fost pe epitete și pe etichete. Să spună, nu este bine așa pentru că s-a dovedit. Ori în momentul în care nu s-a dovedit nimic, trebuie să știm că singura metodă este de a crea un sentiment de solidaritate între oameni. Și în același timp, un sentiment, să spunem, de optimism, să învingi frica, să învingi, fiindcă frica, la rândul ei, scade imunitatea, este dovedit. N-am descoperit-o eu, dacă cineva citește, nu are și o minimă cultură medicală, știe că frica. Și atunci, găsește acele elemente care pot să înlăture frica pe diferite categorii. La un om credincios găsești elementul care îi dă curaj, biserica. La alt om, să spunem, găsești elementul, să spunem, discoteca, etc. Pe fiecare categorie trebuie găsești acele elemente care să-l încurajeze. Dacă tot timpul vii cu panică și spui ce va întâmpla, apocalipsa, a venit apocalipsa, nu poți să ai rezultate. Dar, repet, internarea asimptomaticilor și acele înmormântări, astea nu pot fi uitate. Nu pot fi uitate pentru că sunt împotriva rațiunii. Împotriva rațiunii, deși toți ceilalți spun că noi care suntem oameni credincioși, suntem iraționali, din potrivă. Rațiunea nu poate să acopere totul. Nu poate să acopere totul. Și mai există și o cultură non-științifică. Nu numai știința rezolvă, filozofia, literatura, arta, astea sunt non-științifice, dar fac parte din persoana umană și din personalitatea umană. Da, interesant că din 24 februarie anul acesta, de pe marile canale mass media a dispărut aproape complet problema COVID-ului și a intrat dintr-o dată, așa, de la o zi la alta a intrat războiul din Ucraina. Ne pare rău pentru războiul din Ucraina, ne rugăm lui Dumnezeu să oprească, să fie pace. Însă, pentru mine a fost interesant această basculare bruscă de la o zi la alta, de la știri despre corona la știri despre război. Ca și cum n-ar mai fi existat corona dintr-o zi. Da, asta dovedește că, de fapt, ceea ce s-a spus de la început, acolo, deci, SARS-CoV-2, acolo nu dă, deci, o patologie atât de gravă.
este periculoasă pentru persoanele care au comorbidități, dar nu pentru toate, pentru că întotdeauna există o interacțiune între, să spunem, bolnav și boală sau germene. Are fiecare, are o anumită scopă. Toți suntem o individualitate și din punct de vedere biologic, o individualitate genetică, și din punct de vedere al evoluției ontogenetice, a experienței pe care o avem. Și atunci, persoanele optimiste nu fac, persoanele pesimiste pot să fac, ei măsuri diferite, iar dacă ne uităm la rata de mortalitate, așa cum au umflat-o, pentru că tot ce avea dacă cu corona era declarat decedat de corona, nefăcându-se necropsii, iar și n-am înțeles cum la o boală nouă, tu nu vrei să vezi ce se întâmplă în organism. Dar dacă ne luăm după raportările umflate pe care le-au dat, vedem că mortalitatea, deci indicele de fatalitate, este de 0,66. La gripă este de 0,68. Deci avem o gripă intens mediatizată. Este periculoasă pentru unii, cum și gripa este periculoasă pentru alții, deci nu trebuie să o bagatelizăm, dar nici nu trebuie să fim de o manieră panicardă încât să inducem la toată lumea o frică de asta, o frică animalică, pentru că în loc de solidaritate, societatea a fost atomizată. Vaccinați contra nevaccinați, purtători de mască contra nepurtători de mască, nu mai știu, bătrâni contra tineri, muncitori contra intelectuali și viceversa, etc. Adică n-am, deci, o abordare, să spunem, marxist-comunistă, pentru că numai acolo cine nu-i cu noi este împotriva noastră. Și o vedem în continuare, că ea persistă. Iar părerea mea, nu sunt cum se cheamă, dar este o părere a unui om care a lucrat totuși 50 de ani și a făcut ceva în viață. Părerea mea că ne aflăm într-o criză mai profundă decât criza corona, decât criza războiului și așa mai departe. Ne aflăm într-o criză între setea de sens și lipsa de sens care o are viața noastră. Și din această cauză, crizele nu ne mai percepem ca ceva ce face parte din viața noastră, pentru că nu sunt numai, nu mai știm să ne bucurăm, nu mai știm să ne bucurăm deloc și tot ce apare ne creează o stare de nevroză socială. Suntem nevrotici social, reacționăm paradoxal la niște lucruri care ar putea să fie absolut banale. Da, oamenii au păreri diferite, dar asta nu înseamnă că e dușmanul meu. Eu am avut o relație, Dumnezeu să ierte, mai apropiată cu unul din părinții bioeticii, cu Tristan Engelhardt Junior, un om credincios. Când eram rector, am acordat titlul de doctor honoris causa. Are una din fete, pentru că are patru fete, una din fete este căsătorită cu un preot român, deși el se lăuda că are 6 nepoțele românce, iar el, ceea ce are cărți fundamentale, deci este poate cea mai mare personalitate în domeniul bioeticii a secolului 20 și 21. S-au făcut simpozioane când el era în viață despre operele lui. Și el lasă așa în parte, spune că totdeauna bioetica trebuie să aducă liniște, să atenueze conflictele. Și el împărțea oamenii ca să nu existe conflicte, spunea, sunt oameni care sunt prieteni morali, adică fac parte în aceeași comunitate, împărtășesc aceleași elemente. Sunt oameni care nu fac parte din comunitatea mea. El a fost catolic, urmă, în 1991 a trecut la ortodoxie. Și spunea, deci nu sunt ortodoxi, dar sunt prieteni afectivi, se raportează la niște principii morale. Și sunt oameni care n-au astfel de principii și atunci ei sunt străini afectivi, străini morali, nu sunt dușmanii mei, sunt doar străini morali. Niciodată un conflict nu se poate rezolva prin violență. De aia, fiindcă ați discutat despre războiul care, dintr-o dată, citeam de acolo ce circula pe internet că Putin trebuie să ia premiul Nobel pentru medicină, că a rezolvat corona. Deci,
n-am văzut un efort, nici cel mai mic efort, de a dezamorsa conflictul armat. N-am văzut nici, poate există în culise, nu le știm. De o parte Au și de încercat alta. puțin președintele Franței Emmanuel Macron și cancelarul german Olaf Scholz, au încercat puțin să aducă Da, pacea. dar a sărit toată lumea în cap. Nu știu dacă ați observat, Da. toată lumea a sărit în cap. Ca și cum a încercat, când doar nu accept și nu aprob ceea ce a făcut Putin, dar a încercat să dezamorseze, pentru că cine vor suferi în cele din urmă? Ucraineni. Pentru că țara le este distrusă. Dar acum cu criza economică n-am să văd cum occidentalii, care eu îi cunosc bine, că am călătorit mult, așa de generoși încât după ce au oferit un ajutor să mă ofere și pentru reconstrucție, decât doar dacă vor avea niște avantaje, atunci cei care vor suferi, ucrainenii vor fi, bineînțeles, agresorii, că trebuie să suferi și ei, rușii, dar lumea, oamenii obișnuiți nu vor fi fericiți. Poate vor fi cei din conducere, nu știu. Exact asta ziceam și eu, că nu și-au dorit pacea. Spunea un prieten, că toată lumea vrea războiul, dar nimeni nu are curajul să-l înceapă. Da. Deci nu și-au, n-au căutat pacea în mod real. Asta n-am înțeles. Mă mir în același timp acolo. Deci Putin se declară că este creștin, nu? Și este mare titor. Dar faptele, pentru că un creștin trece prin fapte. Și acum nu contează. Deci creștinul este creștin, indiferent din ce, să spunem, eu fiecare duminică, noi la slujbă, ne rugăm pentru unitatea bisericii. Din cauza asta, unii mă mai critică, spune că sunt ecumenist, mi face plăcere să știu că mă gândesc și fac pași, arunc punți, în așa fel încât toate cultele creștine, la un moment dat, cum a văzut Dumnezeu acolo, se vor reîntâlni, pentru că toate au o istorie a lor și lucruri mai negre, hai să spunem așa, dar foarte multe lucruri albe, foarte multe lucruri. Și ce îi unește? Îi unește tocmai credința în același Dumnezeu. Haideți să intrăm în subiect. Am făcut o introducere, dar m-am bucurat de introducerea aceasta, mi-am propus mai puțin, dar cred că vom continua de-a lungul a episodului următor. Despre medicină și religie, creștinism în special, creștinism, nu religie. Medicină da. Și creștinism. Puțin, deci din emisiunea de astăzi mai avem câteva minute, eventual așa o schiță a materialului pe care l-ați scris, și apoi probabil îl vom dezvolta în episodul următor. Care este legătura între medicină și creștinism? De ce l-am scris? Tocmai din cauza că trăim într-o astfel de epocă cu un secularism agresiv în care toată lumea uită despre ce înseamnă rădăcinile și ce înseamnă medicina. Mai mult, la un moment dat, după Revoluție, istoria medicinei a fost scoasă din programa de învățământ. Eu mă pot lăuda că am reintrodus-o. Pentru că, într-adevăr, trebuie să știi de unde vii ca să știi unde mergi. Atunci când am citit articolele dumneavoastră, am avut senzația de wow. Deci, da, chiar așa e. Pentru că medicina europeană și din America de Nord, acolo se trage, este 100% creștină. Acum se încearcă secularizarea ei, dar ea a fost 100% creștină. Până la iluminiștii francezi, nu exista medicină fără să existe creștiniști. Atunci, de ce? Pentru că, în primul rând, Biserica creștină a adus o nouă abordare în ceea ce privește boala și modul de a trata bolile. Biserica creștină a încurajat cercetarea științifică, a încurajat-o, deci, pentru că a început, de fapt, cercetarea în mănăstiri și apoi prin secularizare. Și Biserica creștină a adus un lucru care nu exista înainte, filantropia, caritatea, deci dragostea față de semen și în regula de aur, nu? A eticii creștine, este acolo ce a spus Iisus, să te comporți cu celălalt așa cum te-ai comporta cu tine, pentru că asta e regula de aur. Mai sunt și altele, dar asta este principala. Adică
Empatia. Empatia și sacrificiu față de celălalt. Deci am spus, și în actuala pandemie care este, sau și în actualul conflict armat, s-a văzut că, de fapt, creștinii au păstrat acest lucru. Nu numai ei, dar în mod, dacă ați văzut, prima dată au fost voluntari din toate bisericile la graniță să ajute refugiații ucraineni. N-au fost autoritățile, n-au fost ONG-urile, nu mai știu care. Și nu vorbesc, eu sunt și fundat vreo 5-6 ONG-uri, nu vorbesc cu răutate, dar spun că totuși n-au avut această, să spunem, dihotomie pe care o face între afect, sentiment și rațiune, nu este productivă, că nu există numai inteligență, să spunem, rațională, există și inteligența afectivă. Și după opinia mea, iar și opinie personală, eu cred că este mai importantă, mai ales în medicină, inteligența afectivă decât inteligența rațională. Haideți să începem cu începutul. De unde au provenit aceste legături între creștinism și medicină? Păi, de acolo, așa, au provenit de la Iisus Hristos. Nu? În momentul în care, deci, majoritatea miracolelor pe care le-a făcut Iisus au fost de a vindeca bolnavi. Iar în momentul în care și-a trimis apostolul, mesajul lui a fost: mergeți și vindecați și anunțați că împărăția și așa mai departe. Deci, dintr-o dată, vedem că, deci, Iisus a fost preocupat de problema sănătății. De aia, nu știu dacă în toate bisericile creștine, dar în Răsărit, de la Origen încoace, se spune Iisus, doctor al trupului și al sufletelor. Deci medicul divin. Dar aceste condiții, un prim aspect. Un al doilea aspect este că noi privim antichitatea și spunem medici, medici, medici. Să știți că o mică parte din medici, din medicii păgâni, aveau aceste sentimente deontologice de empatie pentru pacient. Ei erau stăpâni pe viață și pe moarte. Dar școala lui Hipocrat din Cos, cu celebrul său jurământ, avea acest sentiment. Ori în momentul în care veni creștinismul, majoritatea medicilor din școala lui Hipocrat au trecut la creștinism. Deci a fost o legătură foarte strânsă. Și apostolul Luca făcea parte dintr-o astfel de școală hipocratică și el, deci, a devenit unul din apostolii lui Iisus. De aici această relație strânsă între medicină și putem spune că medicina a fost fondată de către creștinism. Dacă ne uităm mai departe în evoluție, vedem că au și dezvoltat, au teoretizat-o. Gândiți-vă la câți sfinți doctori există în toată, dacă ne uităm în toată istoria. Prima, deci, Cosma și Damian, doctori fără de harginți, da? Cosma și Damian au fost medici și au făcut primul transplant de șold. Au fost, deci, acolo. Deci, cancerul, numele de cancer vine tot de la un medic creștin, racul, din cauza aceasta. Deci noi tratăm, să spunem, antichitatea și evul mediu timpuriu cu oarecare superficialitate, spunând că a fost epoca întunecată, întunecatul ev și așa mai departe. Nu este adevărat. În unele locuri, în Europa Occidentală, în schimb, în Bizanț, școala de medicină era foarte puternică în Bizanț. Și avem facultate de medicină în prima universitate din Europa, dacă considerăm Bizanțul în Europa, prima universitate cu facultate de medicină a fost în Bizanț. Și în Comnena, pe care noi o știm ca istorică cu asta, Alexiada, a fost medic, a fost cel mai bun specialist în gută, a vrut să, și l-a tratat pe tatăl său, Alexis I Comnenu, și a construit și a gestionat un spital cu 10.000 de paturi. Gândiți-vă, 10.000 de paturi.
bineînțeles, avea și un orfelinat, dar În mă refer vremurile la noastre, spital. 10.000 de paturi sunt puține spitale, care, foarte puține, care să aibă Eu nu 10.000 de paturi. cunosc. Eu, sincer, acum nu cunosc un spital cu 10.000 de paturi. Sunt spitale care au 4.000, cum ar fi în Taiwan, care le-am vizitat, dar de 10.000 de paturi nu cunosc. L-a gestionat foarte bine, era foarte cunoscut. Deci n-a fost un ev mediu întunecat. Au fost, să spunem, pete albe, pete negre, cum am mai spus, pentru că așa este evoluția. Noi suntem duali. Din momentul în care de a păcat originar, dintr-o dată, avem și liberul arbitru, putem să facem și lucruri frumoase, putem să facem și lucruri îngrozitoare, indiferent cine suntem, că suntem mai sus sau mai jos pe scara socială. Părerea mea este că cei care sunt mai sus pe scara socială fac mai multe lucruri îngrozitoare decât oamenii simpli care au bunul simț și au credință. Cred că un cuvânt esențial în dreptul Mântuitorului Iisus Hristos este jertfa, dăruirea. Aș vrea să vedem cum s-au dăruit creștinii, chiar în crize mari, în cazuri de ciumă, în cazuri de pandemii grozave de-a lungul istoriei. Însă în episodul următor al emisiunii noastre, cu îngăduința noastră și cu îngăduința celor care ne urmăresc, timpul este... aleargă împreună cu noi sau noi alergăm împreună cu timpul. Deci, data viitoare, împreună cu profesor dr. Vasile Astrăstoaie, vom continua să vorbim despre medicină și creștinism. A fost președintele Colegiului Medicilor din România și rectorul Universității de Medicină din Iași. Discutăm acest subiect, legătura între medicină și creștinism, sau creștinism și medicină. Cu ajutorul lui Dumnezeu, data viitoare vom continua.